Toate aceste date, toate aceste documente, și cred că sunt mai multe care nu le-am primit eu, demonstrează că conducerea statului avea informații despre credințe performante și transferurile de miliarde de bani din Banca de Economie, Banca Socială și unui banc pescotare, dar nu a luat nicio atitudine față de aceste fără de legi. De ce? Din cauza că unii din ei erau implicați în furtul miliardă de la bun început. Așa că tot ce aici se spune acum că n-au întreprins instituțiile statului abilitate este un blef. Și special s-a derejat spre Banca Națională ca să arete că nu este vinovat. Vorba aceea, coțul strigă vine coțul, dar de fapt coțul stătea în fruntea acestei scheme de delăpedare a băncii de economie.